Bună, Stalinistor, și te invit în drumul nostru spre casă. Povestiți-ne și nouă ce ați făcut săptămâna asta. Păi suntem în 8 mai și nu mai bine ne filmați ca să prindem cu totul. Haideți, perfect! Hai. Luni am descărcat tirul, am pus grinzile, astea, cosoroabele și coamele. Marți am pus stâlpii și șarpanta. Miercuri am făcut căpriorii, am pus cosoroabele și am pus căpriorii. Și joi am pus OSB-ul deasupra pisei căpriori. Am pus folia. Și după aia am bătut rigla 30-45 care vine cu compliband deasupra pentru perforare, să perforeze. Da, cu nail bandul. Da, da. Folia. Asta înseamnă că e închis. Asta e închis tot. Și vata? Și vata sâmbătă, chiar sâmbătă. Sâmbătă am pus un 20% din vata din tavane și rigla. Astăzi continuăm cu rigla de 145. Asta, da? E doar partea de sus. Partea de sus. Ai dus sub. Da. Uh-huh. Astăzi și mâine se sperăm să terminăm. După aia venim cu vata, cu izolantul, vreo 250 în tavane. 2-3 zile cât ne permite timpul. Asta vine în două straturi, nu? În două straturi, un strat de 150 și un strat de 100. Ok, și cum îl pui? Ce pui prima oară? Primul vine 150, vine între distanțieri. De jos în sus? Da. Și după aia vine 100 până în distanțieri. Vine prima dată, distanțierea 120 între ei, 119,5. Vine exact vata, după aia vine cealaltă de 100. Se leagă un pic, prima vată se taie la un 50-60 ca să lege un pic, să nu fie în aceeași linie. Să nu calci una peste alta. Calci una peste alta. Și asta zici că mai asta durează două zile? Două zile jumate, până vineri sperăm să fie gata cu vata, să închidem și camerele pe jos. Spațiile astea de prindere. Am prins cu șuruburi și am bătut și cuie pentru fixare. Mai... Bun, și folia? Folia vin VKR-ului care v-am spus la colțuri. Vine la fiecare colț, la fiecare geam. Vecaierurile, după aia vine de aici, de la perete, cam 10 cm, cartonul ăsta rămâne așa, nu ridicăm în sus. Dai prindere. Cu primer și pe urmă folia pe... Folia vine pe beton. Pe beton, nu? Pe beton vine un șnur de primer aici și un șnur sub bandă, și se închide. După folie vine placarea pereților interior. Trebuie vată, să mai intrăm la structura de la electric. Da, la aici. Electric, când vine... Miercuri începe. Așa, băieți. După aia noi punem vata, placăm. Și după aceea ce se mai face în interior. Deci asta înseamnă că săptămâna asta am închis podul. Asta sperăm până vine să punem vata și... Cu scândură cu tot. Deci luni când venim putem închide cu ferestre timpanele. Luni, așa luni, marți. Luni, marți, luni, marți. Ok. Ca să puneți și ferestrele și să... După aceea să facem conturul noi cu rigla. Luni trebuie să pregătim golul. Trebuie să punem rigla tehnică pe pereți exterior. Facem conturul la geamuri, la fiecare geam. Cu rigla 45, cu DVD-ul înainte. Și asta o rezolvă săptămâna asta. Sâmbătă cred că o să punem DVD-ul. Că luni când vine cu folia, să vine folia peste DVD. Și luni închizi cu folia? Dacă pot sâmbătă, dacă nu, luni. Dacă pot închide o cameră, două. Da, oricum noi ne organizăm și începem din altă parte. Cum terminăm cu vata, cu tavane. Dacă terminăm joi, vine înseamnă că putem pune folia. Nu terminăm joi, terminăm vineri. Cât am terminat, ne dăm la folie și punem folia pe pereți, pe tavane. Începem o cameră, terminăm, mergem la alta, dăm bandă la fiecare capsă, la fiecare luminare. Bun, și asta înseamnă că săptămâna viitoare, în timp ce punem ferestre noi, voi terminați cu folia. Da. Cu etanșarea jos. Ăla o să fie la urmă, pentru că o să mai fie ultima. Praf. Da, o să mai fie praf, o să mai fie așa și okay. Aia o facem la urmă. Noi, după ce punem folia, trebuie să facem cu rigla. Să și facem rigla interioară pe pereții exterior când o pui? Rigla după ce am terminat cu folia. După folie imediat? După folie tot imediat. Așa cu nail band și... Cu nail band vine la fiecare, aici unde vine șurubul, vine nail band și prins rigla din montant. Orizontal. Orizontal, vine tot așa. La
Înălțimea e 59 între ele, până sus. Bun, și asta înseamnă că săptămâna cealaltă mai rămâne... Săptămâna cealaltă rămâne rigla, rămâne placat pereții interior. Și asta înseamnă că suntem la două săptămâni, da? Două săptămâni și casa e ridicată, de acum vin interioarele. Și acum interioarele. Pusă, montată, folie, băieții se apucă de țiglă, da. Și noi lucrăm la interior. Lucrăm la interior. Și în 4 săptămâni spargem șampane. Cred că da. Ok. Hai să vedem dincolo. Și asta când o completăm? Asta când mă duc eu pe afară, da, cu un băiat, facem izolația pe afară. Noi facem izolația pe afară, să ridicăm cartonul ăla, da, să facem izolația tot afară. Ah, ok. Întâi dai... Eu fac izolația cu încă unul și altul vine și plachează cu vată, 150W, după aia se plachează cu cămirile de vizitare care le-am scos. Olea vine cam la 6-7 cm. Se petrece una peste alta? Se petrece una peste alta. Vine dat bandă din aia albastră de la Proclima și vine așa pe aici până pe asta în altă. Sus tot așa, la fiecare capsă o le dăm. Aici întrebare. Vine bandă. De unde o să știu eu, ca să-mi vin pentru structura de tavan, unde am căpire? Montanțe? Montanții, da. Aia, când punem folia, da, pe montant aici, pe montant, pe tavan, un marker, semn, un X, acolo e montantul. Oricum o să se vadă, pentru că noi pe fiecare montant dăm capsă. Și unde dăm capsă, punem bandă. Și banda se observă. Bun, și capsa e... nu iese aerul pe acolo, nu? Capsa acomodăm, cum e asta, aici. Nu vii scoci peste ea? Vine un bandă, un Proclima albastră. Vine scoci peste. Vine... Ah, ok, ok. La bine, deci nu mai contează, că atunci o să am dunga atunci de scoci. Atunci este normal. Bun, bun, bun. Și pe rest tot așa. Exact unde sunt montanțe, acolo dăm capsă. Și noi când venim cu rigla, știm că aici e montantul. Și să nu perforăm altceva. Mm-hmm. Și trecerile pentru ventilație? Trecerile pentru ventilație la fiecare cameră. Ar trebui închis cu USB-ul. Da. Noi venim prin USB și dăm exact cât e ala, ca să pot să etanjez, că vreau și între camere să, știi, să nu am fonic și nici cu USB-ul, dar după aia când vine să perfureze folia. Nu. Când, cu... nu, că folia va fi vizibilă. Nu. Ori îi dăm tot așa niște semne? Oricum rămâne pe partea cealaltă. Vreau să caroteze USB-ul. Aici, aici USB-ul doar îl placăm, dar pe cealaltă parte e gol. De ce? Au rămas din fabrică cum au rămas făcut. Aici au făcut exact. Au tăiat și... A, și după ce trec coloanele pot să etanșez cu spumă? Spumă. Atunci nu mai, la fel facem peste tot. Și atunci lăsăm toate trecerile astea. A, una, stai. Două. Două. Și patru. Ai de și aici merge acolo, de aici merge dincolo. Numai că acolo am un... Ce? Un șurub? Da. Nu, eu l-am dat. Și nu-l putem muta? Ba da, ba da, nu, eu scot, da? Deasupra, da, se poate. Ok. Că acolo trebuie să am o extracție de aer aici, aici în partea de bucătărie. Da, 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 nu, se poate, scoate el. Unde poți să trec eu cu traseele electrice? Când mergi prin pardoseală și după aia poți să mergi prin montanță. Nu, nu, în pardoseală, poți să intru prin talpă. Aici da, numai că o să fie, să trebuiască înclinat ca să intri. Dacă mergi într-o cameră în alta, s-ar putea ori decupat prima talpă. Carotat în prima. Da, în prima. Trebuie să vorbim cu Constantin la structură. Mai am o întrebare la camera tehnică, te rog. Aici am tablourile electrice și tot ce ține de exterior trebuie să penetrez pe aici ca să le putem etanșa și să ducem cablurile. Două de astea. Astea de 75. Da? Roșii, da. Le prindem noi acolo, le etanșăm. Prin unul vin cu fotovoltaicul și prin celălalt duc date și ce am nevoie sus la camere și, pentru electric, și electricul din afară. Aici o vine casetă. Un spațiu tehnic, ăsta e exterior. Vine o casetă? Nu, ăsta nu e exterior, până aici e exterior. Bucata asta, dar o să-l fac complet. Cu riglă? Da. Exterior? Da. Deci aici punem spațiu tehnic tot. A, la 45, la 50. La 50. Și aici? Poți să te oprești aici dacă vrei, nu e. Dar nu e bun, că ori merge tot, ori merge. De aia zic. Că dacă e la nivel, trebuie să meargă tot până capăt. Că dacă pun rigla aici și 45, mă opresc, aici ai un cot. Așa mergi până în capăt. Nu, punem tot. Și aici nu vine spațiu tehnic, ceva, o casetă? Dacă mergi cu tuburile. Mm-mm. Mergi direct prin perete? Nu, faci nu. Un cot? Tuburile să vină prin spațiu tehnic. Dar unde le tragem? Păi eu ele să vin aproape în colț acolo și nu unde voi montantul. Ok, înseamnă că o să facem o
Aici, am... o casetă, aici o să facem o casetă atunci. Vine ceva, un 15x15. O să vină ceva. Asta înseamnă că o să dăm tablourile de la încastrat. Mă gândeam să le punem aparent. O să vină ceva așa, o casetă, făcută așa ceva. Și să mergi cu tubul. Să mai am nevoie de o casetă la partea de distribuție, pe climatizare, pe agent. Apă caldă și tot. Și tot cu tubul în sus? Pui o parte pe acă în sus, la încălzire și răcire la tabane și o parte de traseu pleacă la băi, unde am încălzirea în pardoseală și apa. Deci aici vine centrala de ventilație, de acolo îmi fac admisia de aer și aici fac evacuare în locuri diferite. Deci o să am penetrare, dar eu o să dau, o să dea ei când vin. Vin ei, carotează, da, etanșăm atunci. Da. O să evit eu contrabântuirile alea. Bun, ce mai avem de făcut? Aici a fi planurile astea, nu are nimic, acoperișul l-am făcut. Acum să facem interioarele. Hidroizolația exterioară când o închizi? Pe asta vreau să fac mâine, să termin acolo și după aia să fac izolația ca să putem închiri camerele. Trebuie să închidem camerele ca să venim cu folia, vata în tabani și rest. Și pe ultima săptămână ce rămâne? Ultima săptămână mai rămâne ce rămâne pe placat prin interior, de pus vata. Pereții interiori? Miercuri venim cu instalația electrică să facem pereții interiori ca să nu vă ținem pe voi de treabă. Așa. Și după aia tot ce ține de spațiu tehnic și aia, noi descurcăm separat. Păi pereții interiori, dacă e făcut, după aia noi nu mai avem treabă cu ei. Am plecat, am pus vata și am plecat. Nu mai avem treabă. Am terminat de plecat pe interior și venim la fațada aici să plecăm de HF-ul unde pisul căpriori, acolo golurile alea care au rămas, grins. Aici trebuie să vedem cum închidem vata, o să închid exteriorul, să ne unim. Dar aici oricum, dacă venim cu vata până în tavan, nu poți să mergi cu vata până în ea. Cu izolația exterioară trebuie să închidem cu planșeu continuu și aici la tot. Deci vata vine băgată în tot ăla, da, nu? Da. Vine până jos aici. Da, pe afară nu te poți închide pentru că e... Și eu trebuie să mă închid până în căpior. Trebuie să mergi până sus. Da. Aici nu poți să închizi vată în vată, pentru că are distanțele de la planșeu. Nu, dar nu poți să le unesc, dar poți să le aduc în aceeași zonă. Da, le aduci în aceeași zonă, doar acolo vata merge până sub căprior, merge până sub OSB-ul, merge până în căprior. Asta vine tot închis cu un sageac și... Da, el vine oricum mai jos, dar să fie vata mai sus. Și asta înseamnă că rămâne echerele... Păi, o să rămâne, s-ar putea să rămâne sageacul de pus și în ambriu. Cealaltă săptămână care urmează, cealaltă. Adică ultima. Ultima. Ok. Da. Și aici la terasă? Aici la terasă mai avem de prins de HF-ul. Aici de HF-ul. De completat. Completat acolo sus pe căprior. Aici ăsta. Și terasa e cam aproape gata. E bună de utilizat acolo. Da, aici am prins cu... șuruburi. Ăla ai dat cu bochemit incolor. Lambriu, ăsta ai dat cu bochemit normal. Sunt ratoare fiecare în parte. Băieții, trei băieți, trei. Au ridicat casa asta numai puțin de o lună. Da, trei băieți. Și da, e de zis. La ora 7 în șantier. Pauză de masă o jumătate de oră și muncă. Povestim că asta se văd afară. Nu, sunt și în România, să știți. Trebuie doar să le găsiți.